chiar supărat. Mulți din prietenii care l-am crezut, repede și ieftin m-au vândut. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, am ceva nu pot uita ușor. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, printre atâtea rele bune, sunt un trecător prin lume, supărat. Eu, Doamne, fericit. Astăzi ratingul i s-a mulțit. La o teme toți ne-am întâlnit. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. Viața mea nu-s toate chiar la locul lor, printre atâtea rele bune, sunt un trecător prin lume. Supărat. Nu sunt supărat, mă! Fericit! Ce-a fericit! Așa, că nu sunt supărat. De ce să fiu ești supărat? Ești fericit, a? Da, păi da, nu? Cine te-a fericit? Cum cine m-a fericit? Păi eram lângă tine. E adevărat că aveam vedere la două, dar... Da, nu. Acum însă este alături de noi și mulțumim foarte, foarte mult. Mirabela Dauer, pe care trebuie să o felicităm, atenție mare, pentru că și-a lansat un nou album. Avem două chestii care, din păcate, nu ne-au lăsat să fim prezenți la lansare și ne cerem iertare. Dar cu albumul aici. Dar trebuie neapărat să vină în emisiune. Bună foarte dimineața! Bună dimineața! Să rămână pe la Mirabela! Bună dimineața! Nu accept nicio scuză. Vreau să spun că am deschis televizorul după ce mi-am hrănit copiii. Da? Și... adică pe Bozo și pe... și pe Lacti și mai am și o lupoaică, stai puțin. Aoleo, de deci s-au înmulțit între timp. Da, am trei, dragă, că pe Lacti l-am primit de la Dan Bursuc. Da? Foarte tare, așa. Da, vreau să spun că mi-ați bucurat dimineața, fraților. Pe bune, acum... Bune, deci eu nu sunt una din artistele alea fițuțe care, băi, eu nu ascult, mă, nele... Mulțumim, mulțumim, doamna Mirabela, și noi. Cum faci o chestie asta? Deci, nu mă mică, eu ascult tot ce e muzică bună. Așa, că nu are importanță ce muzică e. Iar băieții ăștia care sunt din Caracal, mă bucur că de la Dan din oraș. Da, foarte bine, frate. Asta vreau să zic și eu. Când foarte a venit, bine cântă. Când a venit la noi colega noastră, zic, mamă, na, altă pilă, ce pot eu să o refuz? Pă, nu pot, na, asta e. Cum ori cânta, o-mi vedea, ne-am descurcat. Până la urmă cânt eu, poate cânta mai bine decât ei. Păi, foarte bine și mi-ați înveselit. Vă mulțumesc, băieți, foarte tare și vouă. Vă mulțumim și din suflet. Și de-abia aștept să vin la voi, dar eu sunt în drum spre plecare din țară. Nu-i nimic, te întorci din drum spre plecare din țară și vii la noi. Ce naiba? No, și eu am zis, eu nu sunt neapărat un... adică nu stau toată ziua precum becalii cu ortodoxia în aparaturile de radio. Nu stau în mașină cu manele, dar oricând o manea, ok, spălată, curată, fără din aia cu mâncața și halița și nu știu ce, că pe criza asta... Deci, dragul meu, eu ascult muzică bună. Am ascultat în această dimineață, este foarte bună. Îmi plac băieții ăștia cum cântă foarte tare. Da? Piesele care le-au cântat, manele, nu știu ce, piesele care le-au cântat sunt foarte frumoase. A, trei sferturi dintre ele le știu. Da. Și să știi că nu le renunțăm, mai sunt încă mai câteva. Avem câteva. Dar... Tu știi, da, dar numai, acum eu plec să mă ia domnul Bebe Nicuș cu Maria Dragomiroi să plecăm. Bun, dar ultima întrebare. Există... Vreau să spun un lucru. Te rog. Să mai faceți astfel de dimineți frumoase, mai fraților. O să încercăm. Dar spune-ne un lucru. Există o manea care îți place... Dăm cu o palmă în cap. Ce să fac acum? Nu. Există o manea care îți place în mod deosebit și pe care poate o mai fredonezi din când în când? Asta care au cântat-o ei jumătate, tu jumătate, eu o cântam și eu. Da, așa, bravo. O cântam și eu, mă râiam și eu. Da, o cântă la Daniela. Adevărul că mă uit când ai trei căței în casă, ce să vorbești pe limba lor. Mă râi. Mă râi. Așa, și mai e vreuna? Așa, aia, viața!
viața mea. O, viața mea, da, așa, bravo. Am cântat-o și pe aia. Aseară m-am uitat pe alt post de televiziune și am văzut-o pe Minodora cu Adi și am văzut-o cântând niște piese foarte frumoase în duet cu... Măi, deci sunt cu ochii pe voi. Bine, te pupăm, mă, să mulțumim tare mult. Vă iubesc tare, te iubim. Când mă întorc, vă sun ca să vin... Exact, așteptăm. Te așteptăm cu drag. Te așteptăm. Cine îmi place. Te pupăm cu drag. Drum bun.